Bună dimineața, bună ziua sau bună seara, în funcție de ora la care vizionați acest clip. Programul de astăzi include unboxing, un cuplin fericit și câteva tunete pe fundal. Eu, foarte liniștită de când am primit pachetul de azi dimineață, băi, am toată ziua la timp să-l filmez, soarele pe cer, vremea e perfectă, încât chiar pot să filmez și afară. 2 ore mai târziu avem ploaie, avem tunete și câteva fulgere pe care eu sper să nu le observ, fiindcă mă cam sperie acest gen de fenomen. Și dacă se deși la voi dat una și nu-mi place. Spre bucuria mea, măcar nu sunt singură acasă, a venit frate meu. Da, frate meu era curajos dintre noi și el e mai mic ca mine cu 6 ani, dar dacă ne vedeți unul lângă altul, nu o să credeți niciodată chestia asta și eu iar spun baliverne. Revenind la treburile noastre, avem aici un pachetel. Avem șofoarfe cu care ne-am distrat mai devreme, îți face pachetelul. Și avem aici un copil fericit de ceea ce se află în pachetel. Mai precis, în acest pachetel avem câteva cărticele, câteva lucrușoare pline de bucurie de la oamenii de la Storybox, cărora țin să le mulțumesc foarte mult. Este ceva foarte special pentru mine să colaborez cu această editură, deoarece este una din editurile mele preferate, o editură care îmi doream chiar de anul trecut să colaborez și într-un final am ajuns în acest moment, așa că sunt foarte încântată și entuziasmată, chiar dacă Pornegru nu are legătură. Și zic să procedem la drum. Eu deja mi-am băgat puțin nasul prin colet, fiindcă nu am rezistat. M-a tentat și acest obiect, că era la îndemână și am zis, băi, asta e un semn. Eu l-am pus la îndemână, dar nu contează. Revenind, haideți să desfacem ca să vă arăt și vouă. Deci, așa că se vede pachetelul, avem 3 cărțuli în el. 3 cărțuli frumoase, 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 mâncare ale mamei altele de cărțuli. Și prima este o iubire de-a mea de moment, o iubire de moment, nu, o dragoste la prima vedere, mai exact, fiind vorba despre o dragoste care s-a înfilipat între mine și această carte la Bookfest, doar că nu mai aveam loc în ghiozdan ca să iau și pe aceasta cu mine acasă, deși aș fi vrut să o iau, aș fi vrut să iau multe cărți, da. Nu merge că aveam doar un rucsac, trecem peste și ne uităm la această frumusețe, o apariție nouă de la Storia, dragă Evan Hansen. Sau Hansen? Da, e acolo. Oricum, coperta, copertuț, drăguț, frumușel? Da. Ei bine, această carte are ca un subiect principal, un băiat, care se dă drept cel mai bun prieten al fiului decedat al unei familii. De aici întreagă intrigă, o întreagă poveste, nu știu foarte multe detalii, v-am spus, a fost una dintre puținele mele iubiri la prima vedere, în sensul am văzut-o, am vrut-o. Nu am chestia asta cu foarte multe cărți, am mai putut și cu două cărți, dar vă vorbesc cu ele tot cu două cărți la Bookfest, dar la alea la fel, până să le iau, m-am documentat mai mult. Ei bine, la aceasta nu am vrut-o, am dorit să îmi bag ghearele în ea, să o citesc, să o umplu de post-it-uri, să mă distrez cu ea. Doar că nu s-a putut atunci, v-am zis, dar cei de la Story au fost suficient de drăguți, de amabili și de minunat încât să mi-o trimită ca să mă pot distra cu ea și să vă distrez și pe voi, sper eu, cu o recenzie, cu un reading vlog, încă nu sunt sigură, dar dacă doriți recenzie sau reading vlog la această carte, comentarii și bine, rezolvăm ne cumva. Următoarea carte o să vă miră puțin pe unii dintre voi, dar să ne înțelegem, eu consider că nu am 20 de ani aproape, ci de fapt am undeva pe la 5, 6, 7, 8, 9, 10 maxim. Pe acolo mă învârt, după atitudine și comportament, maică mea îmi dă perfectă dreptate, frate meu nu mai zic că m-ar băga chiar la sugar. Deci sunt perfectă în ordine, chiar mai mică decât ar trebui. Să citesc Coșarul, povestea unei fete și a monstrului ei. Coșarul a apărut de curând la Storybook, este o carte inclusă în categoria 9+. Iar pentru cei care sunteți din București sau aveți drumul în București, vedeți că vinerea aceasta, cei de la Storia organizează un super eveniment cu proiecții pentru această carte. Vă las toate detaliile în descriere în caz că puteți ajunge. Eu am foarte mici șanse să fiu acolo, fiindcă am un examen vineri și de fel eu nu stau în București. Dar în caz că ajung și pe acolo, oricum o să vă anunț pe Instagram. Totuși, nu uitați dacă aveți șansa să mergeți și acum eu sunt atât de încântată de această carte. Copilașul din mine este fermecat, fericit, orice cuvânt vezi voi, ăsta pozitiv la superlativ. Vedeți voi, când eram noi mici, nu prea erau cărți de genul. Când eram eu micuță, toată lumea citea Frații Grimm, Păcală, Păcală e povestea și dragostea copilăriei mele. Iar cărțile de genul mă încântă cu sunt mare. Am de gând să-mi fac un raft plin de genul ăsta de cărți, așa că dacă aveți recomandări de cărți 9+,
Lasciatele in commentari, chiar adultul din mine, care nu există, vă mulțumește și copilul fericit. Ultima carte este una pe care am pus eu ochii cam pe anul trecut când a apărut, doar că nu a fost chimia între noi suficient de mare încât să ajungă la mine. Legăturile s-au tot rupt în momentul când plasam eu o comandă și n-a ajuns până acum la mine. Însă, tot îmi vine să zic și o poporul frumos de la Storybooks pentru că urmăresc pe fata care spune așa pe Instagram și mi-a rămas în cap fraza. Deci, oamenii frumoși de la Storybooks, na, sau ceva de genul. Oricum, au făcut posibilă această legătură chimică între noi. Și cum avem acolo un monstru, aici avem mai mult și în vorba despre cartea Eliza și moștrii ei. Cred că nu mai vreau să vorbesc foarte mult despre această carte. Știu că mulți dintre voi ați citit-o, știu că multora v-a plăcut, mulți mi-ați recomandat-o pe Instagram, doar că nu am reușit să ajung pe ea să o citesc. Acum nu mai am nicio scuză, o țin chiar în mână și abia aștept să mă distrez puțin cu ea, în sensul să o citesc, să marchez ceea ce îmi place în ea. Nu o împrumut, am problema asta cu cărțile și știu că Diana se uită la videoclipul meu și spune pe acum că nu ți împrumut cartea. Nu sunt adepta împrumutatului cărților, cărțile mele, copiii mei, nu dau la nimeni. Și cam astea ar fi cele trei cărți. Dacă ați citit vreuna dintre ele, mă rog, cred că preponderent pe aceasta ați citit-o, comentarii și așa. Și dacă pe vreuna dintre ele o vreți citită într-un reading vlog sau vreți neapărat recenzia ei sau etică, orice idee mai aveți voi, la fel comentarii. Și încă o dată mulțumiri celor de la Storybooks pentru că au făcut posibil acest unboxing și mi-au dat mie de lucru vara aceasta și de bucurii. Și abia aștept. Poți să le consider cadou de 20 de ani? Cred că pot, nu? Ei, mulțumesc pentru cadou atunci. V-am pupat și ne revedem duminică. Duminică.